Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O propunere pentru, nu știu cum să spun, secta, cultul inauguratorilor. Inaugurări pe elemente constructive, să nu se mai inaugureze lucrarea finală, ci pe bucăți, când se mai întâmplă câte ceva. Un etaj, o inaugurare. O scară, o inaugurare. O balustradă, o inaugurare. Un lift, o inaugurare. Bravo. Aoleu, asta stai că s-a făcut deja. Lift, inaugurare la fiecare etaj, propun eu. Da, iată. La Spitalul Municipal din Rădău s-au adunat vineri dimineață primarul Bogdan Login, directorul spitalului, domnul dr. Flaviu Sima, să trăiți, mai mulți medici din cadrul unității sanitare, reprezentanții ai firmei care a proiectat și executat lucrarea și mass media locală ca să inaugureze lucrarea, lucrarea fiind un lift. Ceea ce desigur nu e de aici de acolo, dar e normalitate, nu? Adică e normal ca într-un spital să existe lift cu care să fie transportați bolnavii, în primul rând, și abia apoi aparținătorii. Și, deci, bolnavii, medicii, personalul medical, nu? Adică faptul că sărbătorim starea de normalitate mi se pare în sine un fapt, cum să spun, foarte trist și îngrijorător, într-un fel. Adică nu suntem în război, nu? Sau cred că nu suntem în război, nu? De 30 de ani încoace, ăsta e spitalul vechi din Rădăuți. Bun, hai să zicem că pe vremea comunismului, deși atunci s-ar fi făcut cu siguranță un lift mai repede decât acum. Asta nu înseamnă că sunt cumva susțin comunismul, dar era un alt tip de conducere, alt tip de decizii. Deciziile s-au luat altfel. Eu nu cred că aici au inaugurat liftul în sine, ci faptul că el funcționează. Dacă nu, m-au construit un lift. Au construit un lift? Da, nu avea lift și au făcut lift. Ceea ce e bine, e bun, dar încă o dată, e normalitate. Deși este data de 13 ianuarie. Vineri 13 a fost. A spus managerul spitalului, doctorul Flaviu Sima, citat de știri de Suceava. Deci, deși e data de 13 ianuarie, vrem să inaugurăm primul lift care va deservi incinta spitalului vechi. Mi-a plăcut alăturarea, domnul doctor, deși e 13 ianuarie, vrem să inaugurăm. Adică dânsul nu crede în ghinion. Însă, persoană, nu doar inaugurare, ci și sfidare, cum ar veni. Iar domnul primar Bogdan Login a declarat, citez, au mai fost politicieni. Își puneau eșarfa și tăiau panglici la lifturi. Nu! Noi astăzi nu acest lucru facem. În ciuda evidenței. Noi dăm un semnal și arătăm că dacă se muncește în echipă și există un parteneriat corect între toți factorii, există și rezultate. Rezultatul fiind un lift, totuși, căruia tocmai a tăiat panglica. Adică... și ei fiind în fața liftului. Da, adică... Totuși, bun, înțeleg că fiecare om politic trebuie să se laude cu lucrurile bune care se întâmplă în comunitatea respectivă, ok, dar un pic cam bombastic? Un pic. Nu, aceasta, știi, parcă suntem, aceasta nu este o pipă, știi? Se sine un pipă, adică facem altceva. Aici e artă. Nu e inaugurarea unui lift când asta faceți. Noi nu tăiem o panglică. Ba da, tocmai asta e o panglică, serios. Da, altfel, festivitatea de inaugurare a fost transmisă în direct la postul local Cromtel TV. Da, înțeleg că a fost bătaie pe drepturile de difuzare. Ceea ce, de exemplu, nu s-a întâmplat la alte. De ce te uiți așa, domnul? Cromtel. Cromtel TV. Cromtel. Mi-aduce aminte de televizorul acolo. El Crom, da. El Crom, Cromtel. Deci... El Cromtel TV. Cum îi spune? Mă, aveam eu patronul, știi, probabil că așa. Da, o aveam să fac. Televizor, eu, Telcrom, Telcrom. Sau cum îi zicea? Elcrom. Elcrom. Da. Facem o televiziune... Ca să fac o televiziune color. Cromel. Direct. Nu merge șeful Cromel. De ce? Zici că e diminutivul de la Crom. Deci nu poți să-i spui Cromel. Cromel, Cromuță. Cromtel să-i rămână numele. Și așa iau. Bun, ok. Salutări colegilor de la Cromtel. Deci asta, transiunea direct, nu s-au întâmplat la alte tăieri de panglici. Ceea ce descrie și magnitudinea evenimentului, mă înțelegi? Adică, de pildă, în aprilie 2020, în comuna Frumușica, din județul Botoșani, deputatul și liderul PNL al județului, Cosel Șoptică, și primarul localității, Constantin Bălășan, au tăiat panglica în jurul unui contor de gaz. După care un sobor de preoți l-au sfințit, reamintește fanatic.ro, și asta nu s-a dat în direct la TV. Dar s-ar fi putut, da. Adică, era și periculos. Da. În mai 2021, modernizarea unui oficiu poștal din Târgu Mureș a fost sărbătorită cu covor roșu, iar invitații au primit pâine și sare. La eveniment a fost și tradiționalul sobor de preoți. La fel, nimic live la TV, că s-au făcut reportaje. Asta oricine poate să facă reportaje. Asta este next level. Next level. Live on TV.
Dar să știți, s-a făcut live pe capete la toate televiziunile în octombrie 2021, dacă vă amintiți, de la pontonul din Delta Dunării, ce fusese inaugurat cu doar o lună înainte de fostul ministru al muncii Raluca Turcan, plus alte 7 persoane. Era o poză pe lat. Da. Pe foarte lat. Da. Se scufundase pontonul respectiv și atunci s-a făcut live. Pe de altă parte, nici Titanicul n-a ținut prea mult. Deci adevărat, nu putem să... Cât de scrupuloși putem să fim și noi? Ce mai face doamna Turcan? Cred că face foarte bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.